nașterea fundației trebuie privită puțin înainte, cu vreo 2 ani de nașterea ei propriu-zisă. Odată ajuns la Părintele Iustin Curcu, care am spus în repetate rânduri, a fost coleg de celor, domnul Dan Lucinescu. Domnul Lucinescu ia poveste despre gândul nostru de a înființa o fundație. Pentru că mă simt îmbogățită în iubirea și evlavia pe care o port părinților Arsenie Boca, prin evlavia pe care ați manifestat-o voi ca asociație în numele său. Este uluitor.
cum voi cei mai tineri, care n-ați avut fericirea să-L cunoașteți, ați putut să agonisiți totuși atâta iubire și atâta evlavie pentru acest mare suflet care s-a făcut gir pentru România cea veșnică, România în care Părintele Arsenie a crezut și a știut că va venui dincolo de vremelnic, că va câștiga veșnicia sau, cum ar spune Părintele, învierea. Domnul să vă binecuvinteze prin solirea Sfântului Părinte Arsenie Boca. Un demn pentru iubire și jertfă. Nașterea Fundației trebuie privită puțin înainte, cu vreo 2 ani. Da.